zice așa. Dacă o pătrimi și-a dat deoparte, au rămas trei pătrimi. Da, vreau și să fiu sinceră, să eu m-aș fi încurcat la lotul lui ce, pentru că nu mă gândeam că ar putea să dau ce să... Să le iau atât de... El este de bază. Da, da, să-l iau și apoi să-l să multiplici pe el. Da, deci la asta m-aș fi încurcat. Deci, dar acum aș vezi, știu. Esențial a fost ca să sesizăm cine cel mai... Care ce, e numărul cel mai mic. Da. Exact. Da. Pentru că, deci, de unde putem că... să ne dăm seama, Davide? Pentru că spune că și mărește de trei ori ca să ajungă la celălalt. Adică el are doar una. Cel mai mic. Asta. Dacă și mărește de trei ori, înseamnă că el este cel mai mic. Expresia asta cum plângem. Da. Aici te trimite. Deci formularea asta, că și mărește de trei ori ca să ajungă la ala, înseamnă că e cel mai mic. Da. Și lei, pe el cel mai mic segment, l-ai mărit de trei ori. Ai ajuns la nivelul lui D, aici segmentele acestea pentru V înseamnă 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ce 6? Pentru jumătate înseamnă 3, încă 3, deci da. Esențial, mă dați, foarte important, da, foarte important. Quadruple? Da, foarte important. Foarte important. Important. Două puncte. O liniuță de resumt. Citim cu atenție conținutul. Citim cu atenție conținutul problemei. Citim cu atenție conținutul problemei și sesizăm esențialul. Sesizăm esențialul. Și anume, cele patru fetițe, asta e esențial, cele patru fetițe au același număr de mărgele, asta este esențialul, da? Cele patru fetițe au același număr de mărgele, după ce fac modificări. Da? După ce fac modificări. Asta este. Deci, cele patru fetițe au același număr de mărgele după ce fac modificări. Au același număr de mărgele, adică vom avea aceeași egalitate peste tot. Asta este lucru cel mai important, da? O a doua liniuță. Deci, foarte important a fost să sesizăm că după ce fac modificări, ce face Ana? Renunță? Au același număr de... Da? După ce fac modificări. Ana ce face? Renunță la o pătrime. Bianca ce face? Renunță la jumătate. Da. Daria aceea, așa Bian, sus, da. Și mărește de trei ori. Numai Crina nu face nimic. Da? Deci spuneți de sub. Ana renunță la un sfert. Ana renunță la un sfert. Da? Bianca renunță la jumătate din mărgele. Bianca renunță la jumătate, da. Bianca renunță la jumătate. Diana? Ce face? Și multiplică de trei ori. De trei ori. Diana își multiplică de trei ori. Numărul lor. Numărul pe care îl are. Și Daria? Crina rămâne... Crina nu face nimic. Crina nu face nimic. Crina nu face nimic. Și atunci ne dăm seama că Daria sau Diana are cel mai mic număr. De aici ne dăm seama. De aici ne dăm seama că Diana are cel mai mic număr de mărgele.
Da, Diana are cel mai mic număr de mărgele și Diana are cel mai mic număr de mărgele și îl vom și numărul său îl reprezentăm printr-un segment pe care îl luăm ca unitate de măsură. Da, are cel mai mic număr de mărgele, iar segmentul ce reprezintă numărul segmentul ce reprezintă numărul de mărgele, îl luăm ca unitate de bază, adică segment pe care de acum îl urmărim, să vedem câte sunt în total, da? Ca unitate de bază. Ca să vedem cât, să aflăm așa mai ușor pe ce, pentru că ce conduce tot. În final, spunem, în final constatăm că numărul segmentelor, în total, este de câte 14 parte, da? În final, constatăm că numărul segmentelor, numărul total de segmente mici, numărul total de segmente mici este de 14 segmente. L-am numărat. 1, 3, 6 și 4. 6, 4, 1 și 3. 6, 4, 1 și 3 și odată am obținut 14. Împărțim pe 14, ați văzut la pe 28 la 14 și am aflat un singur segment, am aflat-o pe Diana. Și de aici totul merge foarte ușor. Deci asta trebuia să fie înțeles. Ce v-am scris acum în cuvinte este miezul problemei. Este modul în care gândim. Dar nu deodată, copii, vreau să vă atrag atenția, nu deodată la problemă putem ajunge. Ați văzut? Sunt tot felul de tatonări, tot felul de încercări. Și darea viu la tine cu rugămintea să înțelegi că elaborezi raționamente frumoase, dar te duci foarte repede pe idee. Multe mai repede, da. Nu corijez. Da. Analizează da? Tocmai, dar trebuie să luptăm. Este foarte bine că te duci în viteză, dar trebuie să ții frâna trasă. Cineva să tragă frâna. Trebuie să mă opresc pentru că poate că am... spun greșit, adică spun corect pentru un punct și apoi mă pierd. Nu te duci cu pe idei bunare. Când tu scădeai din A minus 1 pe 4, atât mă durea de mult. No. Pentru că tu scădeai miere din pere. Cum din A, care era numărul de mărgele, scădeai 1 pe 4, care era număr... Tot din el, din A. Tot din A, o pătrime din A. Din A. Adică nu e din altul, din alt număr. Nu, era o pătrime abstract. Da. Scădeai pe 0,25. Tu din că... el îl scădeai pe 1 pe 4. Tocmai. Deci o pătrimi din el și spui atât și rămân 3 pătrimi. Nu-i nimic, te învățăm. Nu-ți fac observații de asta în care să te critic. Ci spun, lucrăm la ceea ce înseamnă nevoie de a vedea unde sunt slăbiciuni ca să ne îndepărtăm. Exact. Da. Și mie mi s-a părut că asta e o problemă pe care nu reușiți să o... Nici acum nu este foarte limpede. Nu nimic, o trebuie să mai facem și dar, uite, luăm din nou, insistăm pe problemele acestea, pentru că mai facem dintre astea, numai antrenamentul făcut continuu ne dă libertatea să ajungem să jucăm cu fracțiile astea. Și noi o să jucăm numai pe segmente. Mai facem, domn profesor. Da. Aici. De aici se rupe singură. Da. S-o rup, da. Da, facem, domn profesor, sinteză? Gata. A venit clasa 7. Deja? Da. Deja? Păi două probleme, dar au fost dificile. Uneori putem să facem și o problemă în două probleme. Ore. Exact. Ați înțeles? Da, sunt situații de așa, dacă nu numărul problemelor ne interesează. Cu ce rămâneți? Da. Felul care gândim în fața problemelor. Cum ne angajăm? Putem să facem o problemă și să o terminăm. Eu aș vrea să plecați în raționament. Și cum să zic, deodată, adică să gândiți totul dată așa. Deci pe stânga-dreapta, la urmă, încă înapoi. Le scădem, le adunăm, le curățim, da, le mulțim, da. Încă sunt mai avem de lucru. Mulți, vă valutabile, mult. Mult? Mă care recunoaște, am știut. Da. Hai, Daniel, așa pe toate, du-te. Hai să facem o misiune de gândul. Deci o să spunem... Sinteta, ce am făcut în profesor? Am făcut metoda figurativă, practic. Deci
metoda figurativă. Fracții. De fapt, probleme rezolvate și prin metoda figurativă și cu ajutorul fracții. Cu fracții, da? Fracții, operații. Așa. Și probleme rezolvate. La revedere, domn profesor! La revedere! Prin metoda figurativă. Clasa 7. Stai aici, clasa 7. 2. Operații cu fracții. La revedere! La revedere!